Venit în această locație. Este un eveniment care pe noi ne onorează, atât pe botoșeneni, fiindcă avem prezența și din celelalte comunități județene, vorba de Iași, Suceava și chiar mai departe, din Arad. Mă simt dator ca înainte de toate, fiindcă toate problemele legate de conținutul acestui eveniment vor fi moderate de domnul Gheorghe Melian, istoric, scriitor. Deci, mă simt dator să vă zic, vă aflați aici, într-o locație pe care noi o pregătim pentru Muzeul Scriitorilor Botoșeneni. Ceea ce este expus aici sunt, e vorba de două expoziții ale scriitorilor botoșeneni pe perioade, că de fapt așa noi am gândit ca Muzeul Scriitorilor Botoșeneni să realizăm în trei etape. Prima etapă e vorba de scriitorii botoșeneni până în 1944 din vechime. E acea secțiune cu expoziția din partea din spate, cu fotografiile alb-negru și conținutul cu referință la fiecare scriitor. Partea din față, deci secțiunea 1944-1989, deci sunt 20 de scriitori expuși, selectați din toți cei care au existat în acea perioadă. Și urmează secțiunea 3-a cu scriitorii din perioada din 89 până în prezent, care vor unde o expoziție care va conține două secțiuni, practic. O secțiune cu scriitorii care noi sunt în viață, din 89 până în prezent, și o secțiune cu scriitorii care sunt în viață. Deci va fi cea mai interesantă expoziție.
Deci sperăm că în acest an să definitivăm această a treia expoziție. Deci în aceste trei expoziții ale scriitorilor botoșăneni s-au realizat pe baza conținutului dicționarului scriitorilor botoșăneni. Deci scriitori și publicist botoșăneni, dicționar biobibliografic realizat autor doamna Silvia Lazarovici, o vedeți aici prezentă lângă noi, deci la fiecare eveniment dumneai este grefierul memorii literare botoșăniene și și-a creat obligația să fie prezentă pentru a nota și actualiza conținutul dicționarului din care v-am zis. Asta este ideea noastră a Fundației Editurii Agata, Fundația Națională pentru Dezvoltare Comunitară. Majoritatea cheltuielilor sau tot ceea ce realizăm sunt suportate de fundații prin resurse obținute, din sponsorizări, din susținerea veniturilor până în prezent ale Editurii Agata și al Centrului de Librării, plus cele două expoziții pe care le vedeți, deci au fost cu o parte din finanțare obținută de la Consiliul Județean, deci e vorba de prima expoziție și cea de-a doua de aici, de la Consiliul Local Botoșan, prin cererea de proiecte, de finanțare pe care aceste unități administrative, județul și municipiu, le lansează anual și participăm la concursul pentru obținerea acestor finanțări după niște criterii a unei comisii sau a regulamentului, regulamentelor acestor două unități administrative, Consiliul Județean și Consiliul Local. Sperăm ca și în acest an să fie, fiindcă anul trecut și Consiliul Județean și Consiliul Local au trecut peste acest demers pentru a susține cultura botoșăneană prin activitățile organizațiilor ONG-urilor. Deci, ideea Muzeului Scriitorilor Botoșăneni se plămădește, se așează încet, încet, sperăm să ajungem la obiectivul pe care noi ne l-am propus. Este o acțiune unică, deci Muzeul al Scriitorilor unei entități, cum la noi, al județului Botoșani, scriitori botoșăneni, nu există în țară. Mai există un Muzeu al Scriitorilor, undeva prin Prahova, dar conținutul expus e doar al unui scriitor. Noi avem în vedere toată memoria literară botoșăneană să fie așezată aici și să oferim publicului această posibilitate de documentare și de evenimentul de astăzi este dedicat doamnei Estera Bolan. Personal o cunosc de când era mică. Deci, foarte respectoasă când ne întâlneam. Mai târziu, în 2017, am primit de la Cluj, deci în partea din Ardealului avem o celulă sau o subredacție a revistei Luceafur, pe care noi o administrăm în cadrul fundației și a Editurii Agata. De la grupul de la Cluj, coordonat de Alexandru Florin Țene și Ionut Țene, care coordonează și Liga Scriitorilor Români, ne-au trimis cele trei antologii, fiind regăsându-se și unii botoșeni. Aici, în această antologie, deci Clepside în Arepate, în antologie, autor Liliana Modovan, o carte scoasă la editura Ecou Transilvan, o găsim trei autori botoșăneni. Interesul nostru de astăzi este să precizăm că
se află în această antologie din 2017, Estera Balan și Valentin Balan. Doamna Lazarovici a notat această chestiune, fiindcă în dicționarul scriitorului Vodrul care îmi dorim să-l actualizăm rapid, un loc va avea acest conținut și doamna Estera Balan și Valentin Balan. Cărțile de astăzi nu vi le prezint eu, fiindcă misiunea de a fi de a se prezentare de specialist, îi devine domnului Gheorghe Median. Din ce vorba de cartea Fluturii Zorilor, scoasă la editura Tipul Moldova din acest an, o carte album, adică cu povești și poezii pentru copii. O carte excepțională și ca formă și nu mai zic la conținut, că în momentul când o deschideți și răsfoiți și vă aplicați asupra conținutul unei povești sau unei poezii, atunci emoția se declanșează și veți percepe un mesaj serios, un mesaj de calitate pe care sigur numai doamna Estera Balan ar fi putut să transmită copiilor și nu numai copiilor, și celor maturi. Dăm cuvântul domnului Median. Gheorghe, pentru a intra în conținutul acestei acțiuni de astăzi. Cu rezervă să mai am ceva de spus. Da. Bună ziua. Vă mulțumesc că în numele doamnei Estera Balan și a tuturor celor implicați în această activitate pentru prezența dumneavoastră aici. Astăzi, la Botoșan, se întâmplă un lucru deosebit. Asistăm la lansarea unei cărți, un eveniment care se va înscrie, fără îndoială, nu numai în biografia autoarei, ci și în viața culturală a botoșanilor, un oraș care a avut și are mereu parte de evenimente de cultură, pentru că Botoșani a fost și va rămâne, cu siguranță, un pol al culturii românești. La această întâlnire ar fi trebuit să participe editorul cărții și sponsorul acesteia, dar din motive care n-au ținut de voința domnilor lor, n-au putut veni aici. Prin urmare, ceea ce s-ar fi cuvenit să spună domnile lor, o să facem aici cu toată dragostea și cu tot ceea ce putem noi să spunem. Sigur, Estera Balan este un nume cunoscut aici la Botoșanal, pentru că atât domnia sa, cât și domnul Valentin, soțul, s-au implicat în viața culturală a orașului și sunt prezenți la multe evenimente culturale care se întâmplă aici. Vreau să spun câteva cuvinte despre autoarea cărții, pentru că ne cunoaștem din vedere, ne știm, dar poate mai puțin știm despre cine și ce au făcut și să vă dați seama că o ființă atât de gingașă și atât de firavă, cum este doamna Estera, a fost în stare să facă foarte multe lucruri în domeniul scrisului, bineînțeles. Vreau să vă amintesc câteva lucruri legate de creația domniei sale. Primele poezii le-a scris, primele poezii și povești le-a publicat în mai multe reviste literare din țară. Vocea ta, Așii români, Ceafărul, Dor de dor. Apoi a apărut în mai multe antologii naționale, între care Ochiul de litere, Ochiul de litere, publicat în 2011, antologat de domnul Gheorghe Vitican, pe care l-am lângă mine, Constelația Homer,
din 2017, întâi odată de Radu Sergiu Ruba, Clepsidre Naripate, în 2018, antologată de doamna Liliana Moldovan, din nou Ochiul de Litere, în 2020, volumul 3. În 2019, împreună cu soțul Valentin Balan, a apărut în volumul de reportaje, Reportajele Bucuriei, semnat de aceeași doamnă Liliana Moldovan. În 2020, îi regăsim și o regăsim în volumul Ecoul Singurătății, a apărut la Cluj, sub îngrijirea doamnei Nadia Baciu. Și o altă carte a apărut aici la Dodoșan, Viața dincolo de zăbrelele speranței, din 2020. A debutat în volum, cu volum personal, în 2017, de fapt un volum scris împreună cu soțul Valentin Bălan, Oglinzile Oasei. Și iată acum, este neapărat în momentul în care își lansează o carte în nume propriu, o carte minunată care se cheamă Fluturii Zorilor, carte pentru copii, o carte care înseamnă foarte mult pentru literatura de astăzi. Cei care sunt la curent cu ceea ce se scrie și cum se scrie, au putut și pot observa că, în general, literatura pentru copii a început să devină una mai puțin practicată. Mai puțin autori se încumetă să scrie pentru copii, pentru că probabil este și foarte greu. Copiii din vremea de astăzi nu se mai joacă cu pisicile și cățelușii, cum sunt eroii cărții pe care Estera ne-o prezintă acum. Acum interesul e pentru telefon, pentru laptop, pentru desene animate care nici măcar nu mai sunt cu eroii poveștilor, ci cu eroi extraterestri, și atunci este foarte greu să scrii. Dincolo de asta, copiii de astăzi citesc tot mai puțin, fiind furați de mirajul imaginilor pe care le găsesc în telefoanele mobile, în smartphone și în celelalte mijloace. Prin urmare, cartea aceasta vine să umple un gol. Și umple extraordinar pentru că e scrisă cu foarte multă dragoste. În primul rând cu dragoste pentru copii și cu înțelegere. Textele sunt scurte, pe măsura în care un copil poate să se concentreze, să-l asculte. Personajele sunt din rândul copiilor și a animăluților din casă care le sunt aproape. Natura este și ea adusă în paginile cărții cu florile cele mai frumoase, cu arborii, cu pomii din grădini, încât toate creează o oază de liniște. O oază în care cititorul și, desigur, auditorul se simte confortabil, se simte foarte bine. Poeziile, de asemenea, sunt făcute în așa fel încât să intre în sufletul copilului. Sunt scurte, sunt clare, exprimarea este concisă, fără pretențiozități de limbaj și toate acestea fac ca întregul să devină deosebit de atractiv. Ce place la această carte este, alături de text, alături de povestirile și poeziile pe care le include, ilustrația făcută de artistul plastic Florin Grosu, pe care îl avem lângă noi, răsfoind cartea ca să mai vadă odată cum arată desenele. Sunt făcute exact pe măsura textului, fără să încerce să elaboreze, să facă niște desene elaborate, așa cum sigur un pictor poate să facă, făcute cu o anume ingenuitate, cu un fel de a înțelege că așa poate copilul, așa vede copilul lucrurile și așa le poate simți. Dincolo de asta, e de admirat și cred că a făcut foarte bine atunci când s-a fixat la formatul cărții. Cartea se deschide ca un calendar. Nu în mod obișnuit, de la dreapta la stânga, se deschide ca un calendar care o face să intige, să te facă să te uiți la ea, să o iei în mână, să o întorci pe toate părțile și, dacă ai desfăcut-o, să o citești, să o duci mai departe.
Eu am citit cartea. Dacă aș fi avut copii mai mici, nepoții mei, copii mari, nepoții sunt și mari, le-aș fi citit textele, dar îi aștept pe ei să vină să le descopere acum în vacanța de Paște. Sigur, despre carte și despre autoarea cărții, cel mai mult vă poate și cel mai bine vă poate vorbi domnul George Vitican, pe care l-am lângă mine și despre care dați-mi voie să vă spun câteva cuvinte. Domnia sa vine de la Oradea, este redactor șef al revistei Cultură, de Cultură Caietele Oradei. A îngrijit numeroase reviste, numeroase ediții de poezii și este inițiatorul Festivalului Internațional de Creație Literară pentru Nevăzători, Pașii Profetului. Este cel care a lansat o literatură pe doamna Estera și care a inclus-o în două dintre volumele antologate. Omul care o cunoaște cel mai bine din punct de vedere al creației literare și căruia îi dau cuvântul. Dragii mei, mă simt onorat fiind azi aici, unde este era, să mă bucur de ceea ce comite. A comis un lucru mirific și vreau să vă spun că voi începe pericul meu prin prezentarea prietenei mele, Estera, cu un citat din Argheze, carte frumoasă și înspecuită scris. Felicitări, Estera, pentru carte, că, într-adevăr, este o victorie literară. Dragii mei, nu s-o deschis, s-o ții în mână și te emoționează. Dacă, după ce citești ce scrie pe coperta 4, pe coperta 4. Așa, microfonul mai făcut. Dacă să citești ce scrie pe coperta 4, Daniel Pistea Enache, care, despre care trebuie să vă spun eu, pentru că să știe că este unul dintre pionii criticii literare românești contemporane. Dar de o factură insolită, cartea Esterei Balan conjugă proza și poezia scrise cu cerneluri diferite, dar din același unghi personal. Poveștile sunt impregnate de o atmosferă de bază, iar versurile de spiritul literaturii pentru copii. Dacă numitorul comun îl reprezintă bucuria vădită a scrisului, nota originală e de căutat tocmai în multiplicarea registrelor literare. Altfel, fie că în povești, inflexiuni de limbaj contemporan, fie că în poezii folosete și elementul ludic, Estera Balan îl surprinde cititorul. Plăcerile lecturii vor fi decompensate cu siguranță de talentul prozaic și capabil să o genereze. Dragii mei, când pe o carte semnează Daniel Cristea Enache, înseamnă cartea este un exemplar de serioase ale culturii române contemporane. Daniel Cristea Enache nu se înnează pe orice și oriunde. Deci, este... Dar să încep cu Estera Balan. Eu am cunoscut-o pe Estera Balan acum vreo 30 de ani. Ne-a trimis de la Botoșan niște poezii care mi-a surprins Juliu, care era atunci președinte Juliu, era Ion Moldovan, poetul Ion Moldovan, redactor șef a revistei Familia de la Oradea pe vremea aia, acum nu mai este că s-a pensionat. Și tot Juliu a fost în unanimitate de acord să-i se acorde premiul 1. Deci a fost o surpriză plăcută pentru toți cei care eram în Juliu și pentru ceilalți care au concurenți care au fost la Oradea la Pașii Profetului. Trebuie să spun că am coordonat acest festival 30 de ediții. La fiecare 10 ani editam o antologie, o fiu de litere, deci în 30 de ani am scos 3 ediții, 3 volume a antologiei o fiu de litere, unde antologam doar premiații festivalului. Deci,
în acele andologii au altă surpriză plăcută pentru mine, a fost și Valentin Bălan, de care știam, mai auzisem prin vocile de la Radio Cluj, unde a colaborat mult. Și, sigur, surpriza a fost foarte plăcută. Și rămâne plăcută surpriza și întâlnirea cu acești doi generoși scriitori și doi generoși prieteni. Pentru că, în momentul când între oameni de cultură se mai leagă și prietenii, parcă devine ceva, liantul este, într-adevăr, literatura. Și în cazul nostru, asta se întâmplă. Estera Bălan este de o sensibilitate rară întâlnită. Este generoasă și cu cititorul, și cu auditorul, este generoasă și cu prietenii. Este un adevărat prieten. Estera Bălan, în această carte, care este sub licitație literară, vă spun eu, editura Tipo Moldova, din Aulet Stefanac, pe care o să-l felicit, s-a întrecut pe sine. Este editată în condiții grafice excelente. E adevărat, cu muncă, cu sudoare, cu peripeții, dar cel mai frumos atunci când în un periplu literar mai intervin și greutățile și micile sincope care duc până la urmă la un rezultat benefic. Deci Estera Bălan pentru mine este un exemplu de tenacitate și vis-a-vis de viață și vis-a-vis de literatură. Pentru mine Estera Bălan este un exemplu în viața mea de scriitor și de om. Îi mulțumesc că suntem prieteni, îi mulțumesc că sunt azi aici și eu nu voi citi nici un vers din versurile ei, pentru că aici cred că Estera este și cu organizatorii sunt cei care au dreptul să facă frumosul să sune în urechile noastre. Eu, pentru Estera, vreau să rămân prietenul care, cât voi exista pe acest pământ, să vă consider alături de ea și de Valentin. Le mulțumesc amândouă. Și încă o dată vreau să mai spun asta, am uitat să spun, căci această carte este un eveniment și puțin personal, adică de conspir anul ăsta 12 ani de căsătorie a Esterei și a lui Valentin Bălan. Cartea asta este o carte eveniment pentru familia lui Estera. Îți mulțumesc, Estera, că m-ai ales să fiu lângă tine și te felicit cu tot dragul. Mulțumesc mult, George. Acum, pentru că am mai uitat să spun ceva. Iertați-mă. Am uitat să spun că Estera Bălan a recidivat cu premiile la Pașii Profetului, unde a luat premii și Valentin Bălan, dar au fost premiați de către centru, de către Festivalul de Poezie de la București. Carmen Silva. De când am ieșit în sistem, uit și deci Carmen Silva, unde au luat amândoi premii la acest festival și la alte festivaluri. Deci nu este întâmplătoare această carte. Bijuteria le aparține amândouă. Îi felicit încă o dată. Pentru că suntem într-un loc minunat, muzeu al literaturii române, pentru că întotdeauna muzica, literatura s-a îngemânat cu muzica. Vrem să vă oferim acum un moment muzical care va fi susținut de doi interpreți de la Iași, Paul și Bucurel Mogoș. Care a apărut
mesajele bucuriei a apărut la Cluj, la Târgu Mureș și în 2011. Rondelul se cheamă Rondelul Bobului de Grâu. Întreg degetele mâinii prin părul verii, blond închis. Un min pentru bobul ucis, întâlnă visele frâine. Fuioare de jar au încins, rubine pe frunte de timp. Iubirea se mistuie mâinii și îngerii mirii au aprins, unim pentru bobul ucis. După poezia asceză, așa cum spuneam la început,
noastră, cei care aveți cartea în mână, ilustratorul cărții, care se află aici lângă noi, domnul Florin Grosu, cred că are ceva de spus despre impactul pe care l-a avut întâlnirea cu proza și poezia Esterei Balan. Vă rog câteva cuvinte. Bună ziua! În faptul meu a fost destul de plăcut, dar în același timp emoționant. A fost sunat undeva în primăvara anului trecut de doamna Stera. Eu cunoscând-o, de fapt am mai avut o activitate în trecut. Și mi s-a spus că dorește să... A fost informată și mi s-a cerut abordarea către mine de a face ilustrația acestei cărți. Pentru mine a început... Pentru mine a fost greu, dar modul de adaptare. Pur și simplu trebuie să dai mintea copilului ca să te apropii de... N-am mai citit poveri din copilărie, deci o spun. Și cunosc textul, a trebuit chiar să-l citesc ca să pot să ilustrez aceste imagini. Mi s-a cerut să spun un speech, să spun, că m-am gândit dimineața ce să fac, cum să spun mai, mai plăcut pentru auditoriu. Ceea ce este aici este de fapt, eu am mai stat de vorbă cu Estera și mi-a zis despre copilăria ei, de undeva, a copilărit undeva prin Bucovina, la bunici. Aici este copilăria ei. Pur și simplu zic eu că este copilăria ei, pentru că ea s-a trădat în felul că mi-a zis că ține cont de toate detaliile din partea scrisă și atunci când ții cont de toate detaliile, vă dați seama că se face parte din trecutul și din copilăria ei. Noi călătorim în această carte, în aceste ilustrații, aceste povești, prin acele zile frumoase de iarnă, în ajunul anului nou, prin nașterea lui Iisus, avem chiar două, trei imagini. Avem și din verile ei petrecute la țară, prin imaginele cu acele personaje pisici și personajul, am uitat numele lor. Smaraldel. Mă gândeam de ce Smaraldel. Are ochii de Smaraldel. La fel și câinele Martinaș, care bănuiesc că au făcut parte din prieteni din copilăria ei. O să observați imagini din acele veri pihnite, liniștite de vară. De la mare. De la mare, în primul rând, răsăritul soarelui și explorarea plajei cu ceea ce aduce ea scoici și pescăruși. Deci, bănesc că este parte din copilărie și cumva a vrut să împărtășească cu noi, cu dumneavoastră. Am auzit ceva de un an, doi, că cărțile povești au succes. Și bănuiesc că chiar și cu această tipăritură și mod de abordare a paginilor, zic că este de succes. Și mă bucur că am făcut parte din proiectul ei, că am putut împărtăși, cumva am mers, am uimit-o. Da. Zice, de la fiecare imagine,
cam detaliat, conform dorințelor ei. Pentru mine nu este greu. Eu am, din copilărie, am făcut un exercițiu al imaginilor. De exemplu, la școală, când preda copiilor, răspund. Copii, vă dau același text, să-l citiți și să-l abordați prin imagine. Și să vedeți că fiecare face diferit. Nu mai mult sau mai puțin. Pentru că trăim într-o lume a diversității și fiecare are ceva de spus. Nu se mai scrie, nu se mai citește. Mă refer la cei mici. Eu, când eram copil, aduc aminte că abordam printr-un jurnal, scriam cei mici. Mai târziu, un artist plastic, Vasile Moreșan, de la Târgu Mureș, mi-a zis, orice idee care ți-ar putea ajuta pentru partea plastică, scrie-o. Pentru că ea trece și dispare și nu îți mai e. Și asta spun și copilul să citească, să scrie, pentru că imaginația este extraordinară. Nu mai să te ajut de ea, să poți să abordeze. De exemplu, scriitorii se folosesc imagine și scriu. Noi ne folosim, de exemplu, eu în momentul acesta m-am folosit de text ca să le dau o imagine. Credeți că este o apropiere mare. Și să mă întorc la imagine, deci aveți un periplu al copilăriei, doamnei Estera, cu aceste povești care m-au emoționat, acele detalii de care ține cont și care mi-au adus aminte și din copilăria mea. Că eu până la 8 ani am copilărit la casă, în afară de Iac și Honduras, nu mi-aduc aminte nimic din partea florilor, ceea ce este aici, este totul din imaginația mea. Probabil m-am confruntat cu copilăria ei, eu cu vis-a-vis de-a mea, că pe urmă m-am mutat la bloc și am trecut cărămiți, beton și locuri de piatră și mult mai târziu am recuperat natura care pentru ea a fost foarte importantă în această carte, în aceste povești. Deci îi mulțumesc foarte mult pentru că m-a introdus în acest proiect, am putut să le dau ceea ce este ce a fost scris, am putut să le dau cât se poate mai fidel. Le-am completat cumva și am reușit să fac aceste imagini. Ele sunt imagini ca stil, realiste. N-am abordat, eu am abordat diferite genuri în artele plastice și în ramurile altor, dar eu sunt sculptor, scriitor, grafician, dar povești, ilustrații pentru povești, n-am făcut, nu m-am aplicat, pentru că cumva trebuie să te duci în timp. Și nu aveam timp, toată lumea agitat, copiii nu citesc, le-am spus de tot, ei se grăbesc să se maturizeze. Îi văd internetul, ei trăiesc în virtual, dar pentru mine virtual a fost trecutul, care îl reiau și îl, chiar mi-a făcut o mare plăcere să-mi arăt și eu copilăria mea în aceste ilustrații. Mulțumesc, doamne, de seara, domnul Valentin, pentru că ne-am cunoscut mai bine și am putut să colaborăm în acest proiect. Felicitări! Mulțumesc și noi, Patrick! Călăresc și cal această carte, adică, deci călărețul și calul sunt aceeași persoană, se confundă. Atât de frumos a fost concepută și atât de frumos a fost realizată. Da, mulțumim, domnul Corindosu, pentru cele spuse. Ne urăm colaborare în continuare cu autoarea acestei cărți. Se vede că e cu
cu o alianță de asta culturală care dă foarte bine. Da. Și să sperăm că mai povestește. Așa, și ne mai ilustrez. Abia aștept să mai scriu poveste și să colaborăm. Oameni dornici de cultură, oameni care practică cultura, care cântă, care dansează, care recită, sunt cei de la Filiala Nevăzătorilor de aici, de la Botoșani, alături de care eu mă aflu de aproape 40 de ani, pe care îi cunosc, pe care îi apreciez și pe care îi iubesc. Un rol important în climatul acesta de cultură, de acolo l-au avut cei care au condus filiala, și unul dintre cei care au făcut enorm de mult pentru acest lucru este domnul Tudorel Cîmpuș, pe care îl avem alături și căruia îi dăm microfonul pentru a ne spune câteva cuvinte. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Și mă bucur foarte mult să fiu prezent astăzi aici, la acest eveniment. Am venit special de la București să fiu alături de prietenii mei, să răspund invitații prietenilor mei, Esera și Valentin. Am spus în mod special pentru că în acest weekend, la sediul Asociației Nevăzătorilor de România, se desfășoară o competiție internațională la șac. Mâine se va încheia și mă trebuie mâine să fiu acolo, dar am ținut neapărat să fiu alături de prietenii mei, cu bucurie cum am participat și la lansarea domnului lor de poezie câțiva ani în urmă. Evenimentul de astăzi pentru mine nu este o surpriză, și asta pentru că povestirile care se găsesc în această carte au fost premiate de 3 ori, de fiecare dată cu premiul întâi, la Târgu Mureș, la Oradea și la București. Și mă voi opri un pic asupra concursului de la București. Este vorba de concursul de creație literară Carmen Silva, organizat de către Asociația Nevăzătorilor de România și sub patronajul Casei Regale. Pentru prima dată, organizația noastră a organizat o gală a premianților. Și vedem că seara cu Valentin a fost printre premianți, a fost prezenți acolo. Valentin a obținut locul întâi la poezie, iar Esther a obținut locul la proză. Iar premiile a fost acordate de președintele jurului, Daniel Cristian, a vrut să mă scuzați. Am emoții fluturii, zorilor să știu să mă scuzați. Iar textul care a fost scris pe unul dintre copertele acestei cărți, ilustrează, dacă vedeți, sau garantează valoarea literară a acestei cărți. Ce să mai spun, poeziile lor se lucesc și în Constelația Homer, o antologie realizată de către scriitorul de văzător Alusef Grubă, dar și în celelalte antologii menționate astăzi aici. Vă urez mult succes în continuare, să fie la fel de inspirați, la fel de prolifici, dragii mei, vă iubesc și doamne. Și noi, mulțumim mult! Profesor Mogoș, dacă mai este disponibil, da. Îl rugăm să mai ne cânte o melodie. Vino lunes mășit,
demonstrații, prin loc prin rezervații, îi trualul nebunești. Se simte un plus de când îl are și pe domnul Valentin aproape, când ai un poet atât de bun, un om cald și inteligent și plăcut și valoarea Esterei, parcă e țin mai sus decât o știam înainte. Și se mai întâmplă ceva, cred că acei ani de pandemie pe care poate i-am urât cu toții, pentru ei a însemnat o regăsire în acea moșie, în acel paradis de la Beden, unde sperăm să ajungem și noi odată. Estera de fiecare dată când vorbește despre Beden, ne vorbește despre flori, despre fluturi, despre răsărituri, despre afosuri, nici nu mă mir că așa se cheamă cartea când trăiești acolo într-un adevărat paradis și au creat mult mai mult, aș spune, decât înainte. E o încununare această carte, această bijuterie în care colaborarea cu Florin Grosu a făcut să rezulte un album, deci nu e carte, un adevărat album.
și mă bucur și pentru Estera și pentru Valentin, pentru acest eveniment deosebit pe care îl merită. Estera este un om extrem de meticulos, a gândit toate detaliile, ce se întâmplă astăzi, cred că de 100 de ori, din dorința ca să iasă totul bine, sunt convinsă că este mulțumită, că are la suflet tot ce se întâmplă și urez ca să semneze cât mai multe cărți, singură împreună cu domnul Valentin, în antologii, să se bucure de viață și să fie și să rămână același om frumos pe care l-am cunoscut și-l cunoască. S-a amintit și doamna Moravu și ceilalți despre soțul Valentin Balan, care este aproape, care este o fire la fel de sensibilă ca și Estera și care s-a preocupat ca la această întâlnire, pe lângă poezie, să fie și muzică. Domnul Mogoș este profesor la Deleni, locul de unde provine domnul Valentin, au venit aici să ne cânte cu muzica lor, doi muzicieni, Filip și Max Petric. Îi rugăm să...
mulți oameni care au fost pe Serra Balan, care au fost apropiați și aproape de ani de zile, care au venit special pentru acest moment, cum se spunea, și din Ardeal și din Moldova, din mai multe localități. Iată, de la Dorohoi a venit domnul psiholog Robert Lupașcu, pe care îl rog să ia cuvântul. Bună ziua! Am să vorbesc din perspectiva ceea ce nu sunt în public literar. Am să amintesc doar în treacăt despre prezența Misterii și Ave Valentina în antologie, fericitări, și au fost foarte inspirat alese fragmentele din poemele lor. Cât despre cartea Misterii, este scrisă cu sensibilitate și cu ingenuitate, cum spunea domnul Median, extraordinare. Ceea ce transpare, în mod evident, în cartea ei, este acest melanj ordinare între acțiunea a tot ceea ce înseamnă lumea vie. Fie că e vorba de minerale, floră, faună, este un adevărat mineralodinamism, un vegetalodinamism și un zoodinamism în poveștile ei, care încântă cititorii, indiferent că sunt preșcolari sau sunt cei mai vârstnici discipoli ai vieții, ca să spunem așa. Vreau să vorbesc din perspectiva mea, ca psiholog, despre ceea ce foarte mulți numesc hipnoza lecturii. Este vorba de acea transpunere a cititorului treptat în acțiunea personajelor. Ajunge să se amestece printre ele în dialogurile lor. Iar acest mecanism, să-i spunem, acest resort este generat de faptul că deci mecanismul sugestiei și al hipnozei în special este generat de o particularitate a creierului. Ceea ce noi considerăm ca fiind autentic, real, și suntem convinși de autenticitatea unor trăiri, a unor conținuturi psihologice, ajunge treptat și foarte repede din conștient în inconștient. Conștientul fiind dirijat de creierul rațional, plasat în zona prefrontală, în timp ce inconștientul este plasat în lobul opus, lobul occipital. Unii specialiști consideră că viața noastră este în proporție 90% inconștientă. Eu aș zice 3 sferturi. Oricum 33% este inconștientă, pentru că dormim o treime de viață. Foarte multe decizii noi credem că le luăm în mod conștient, dar ele sunt generate de acest pilot automat al unor trăiri anterioare, unor traume eventual, a unor experiențe pozitive. De exemplu, când cumpărăm un aparat electrocasnic, de multe ori ne orientăm după design, după culoare și mai puțin după preț sau consum. Ca să dau numai un exemplu. Ei, asta se întâmplă și în timpul lecturării unei cărți. Inițial percepi cu creierul rațional acțiunea, dialogurile personajelor, dar treptat te transpui cu totul în tram, în acțiune. Și mai ales în cazul copiilor, în cazul cărților pentru copii,
au o influență cât se poate pozitivă aceste povești. Mai curând ele le creează niște convingeri, acel Weltanschauung, acea concepție despre lume și viață, decât prelegerile de la școală, recomandările părinților, ale profesorilor. Eu de multe ori am constatat asta în activitățile pe care am la școală, de exemplu, referitoare la consumul de situații toxice. Mai curând o poezie sau povestioară cu târg aveau impact asupra lor, îi conștientiza asupra nocivității consumului. Da, deci, și referindu-mă în mod particular la aceste povestioare, efectele hipnotice, sugestibilitatea este accentuată de acele interjecții, zbârn, zbang și alte sunete pe care le sugerează Estera și care creează acel dinamism pe care am vorbit cu un mare impact emoțional asupra cititorilor. Felicitări și multă inspirație în continuare. Lucrurile care trebuie spuse astăzi și care nu s-au spus este că Estera Balan a scris mai multe basme, unele dintre ele dramatizate la Teatrul de Căcuș, muzica lor, muzica fiind făcută de domnul profesor Mugurel Munguș, pe care l-ați auzit cântând și pe care aș vrea să-l auziți și vorbind. Bănuiesc că veți avea de spus câteva cuvinte aici, spre bucuria noastră și a votoare, desigur. Vă mulțumesc pentru onoarea de a mă afla aici, lângă dumneavoastră. Mi-am notat câteva idei pe telefon și am să le rostesc. Se spune că arta scrisului este asociată cu veșnicia, iar ceea ce a rămas scris va fi scutit de moarte, Ovidius. În Cartea Fluturii Zorilor, a poetei și scriitoarei Estera Balan, etapele de creație literară se dezvoltă pe două segmente de referințe independente, unul fiind modelul și modul de comunicare și transmiterea mesajului, iar celălalt este o introspecție în modul de a simți joc. Aici regăsim o parte din armonia materiei împletită cu dragostea de viață, reflectată prin magia copilăriei, ca sentiment suprem de trăire a ființei umane, unde afectul se desprinde de intelect, devenind cel suprem. Ludicul a fost transformat ca un joc al materiei, autoarea combinând bogăția de idei cu lumea fascinantă a primilor ani de viață, unde copilul se confundă cu o serie de întrebări și apoi concluzii. Citez. Vezi, Martinaș, cerul a luat în brațe soarele să-l ducă la culcare. Îl va înveli cu o pătură de întuneric și el va dormi până mâine dimineață. În vis, va fi fericit pentru că luna, frumoasa lui mireasă, îl va aștepta în zor cu un alai de lucefer pentru a serba mult dorita nuntă. Am încheiat citatul. Prin eterna căutare a acestor două entități separate una de cealaltă, narațiunea include o frântură din microcosmosul și macrocosmosul existenței umane, unde copilăria se desprinde dintr-un joc al materiei urmat de un altul a intelectului, în etapa de dezvoltare a personalității umane. Prin acceptarea realității, copilăria se desfășoară între două lumi, unde visele rămân o extensie a dorinței de cunoaștere. În acest volum se cultivă sentimentul prieteniei,
fiecare personaj constituind o mică parte a armoniei divine, prin întrebarea adresată de copil. Citez: cum o fi în lumea îngerilor, dincolo de stelele care în această noapte strălucesc atât de tare? Ah, cum scânteiază, parcă ar fi nestemate, șopti fetița și-și închise ochii. Aici, asocierile de imagini se combină în diversitate, făcându-se trimitere la Creator, absolut și infinit, surprinzând imagini și din lumea interioară a copilăriei, unde dialogul fetiței cu jucăriile cumpărate de mama sa le dă viață, alături de celelalte personaje din poveste. Ca urmare, banalul devine important și se transformă într-un efect comic, asemănător fabulei, iar jocul literar condus cu măestrie ne poartă într-o lume a inocenței, lirismul fiind dirijat către un umor plin de învățăminte și consistență. De aceea, Cartea Fluturii Zorilor este captivantă și pentru cititorii trecuți, de prima tinerețe și nu numai. Aiduma micului prinț al lui Exupéry, cel mic își face noi prietenii, descoperind câteva din tainele dialogului și a desenului, unde o serie de personaje se desprind din paginile cărților prin povestea lor. Citez: cu micul prinț îmi place să călătoresc prin pustiul Sahara, să descoperim în nisipul de culoare al mierii o fântână ascunsă, cu scripete, care știe să cânte și apă dulce, o sărbătoare ce potolește chiar și setea sufletului. Pe mica lui planetă n-am îndrăznit să urc niciodată. Ea este ca un mic sanctuar pentru el și floarea lui. Trandafirul simte și el din plin dragoste de viață într-o poezie aflată într-a doua parte a cărții. Citez din nou: era cam răsfățat trandafirul când somnoros răsta dimineața. L-a mângâiat pe plete zefirul și zorii l-au sărutat pe față. Am încheiat citat. Emil Cioran spunea că scriitorul se aseamănă cu o punte de legătură între univers, divinitate și lumea concretă a existențialității noastre, uneori reușind a deveni din consumator de artă, creator de artă, și ne punem întrebarea cum de este posibil acest lucru. Unul dintre răspunsurile evidente s-ar putea găsi și la începutul acestei cărți, Fluturii Zorilor, unde autoarea a scris: pentru că a creat momente ce s-au transformat în povești și poezii și mi-a fost alături de parcursul întregei geneze a cărții, îl consider coautor. Soțului meu, Valentin Bălă. Legat de înregistrările din studio, am avut onoarea de a mixa materialele respective, trimise de aici, din Botoșan, ca materiale brute, pe care le-am filtrat cu o serie de aparate, cu anumite softuri care reușesc să scoată zgomotul de fond. După aia, după ce am curățat semnalele și punând pauzele respective între anumite silabe, consoane, am căutat cu scriitoarea anumite efecte. Vreau să vă spun că s-au deschis peste 14 canale de înregistrare în același timp, care au trebuit mixate, care au trebuit echilibrate din punct de vedere acustic, ca intensitate, tonalitate, știu eu, anumite efecte puse peste imprimarea originală, cea a actorilor. Această muncă câteodată este o plăcere, vreau să vă spun, și în aceste momente reușești să ai în mână un mic fundament al creației. Se spune că ai șansa de a da viață unei piese de teatru, chiar și pentru copii. Probabil că sunt cele mai grele de făcut din punct de vedere tehnic piesele pentru copii, când pot fi foarte, foarte multe efecte. Acestea se descarcă de pe anumite site-uri specializate, se pot cumpăra. De exemplu, zgomotul vaporului, a mieonatului de pisică, a unei câine și așa mai departe. Vreau să vă mulțumesc că existați, dragii mei, și să sperăm că timpul va lega în continuare ideile
putând să facem și alte înregistrări în studio și să apară noi cărți care vor încânta publicul și cititorii ca și până acum. Vă mulțumesc! Rămânem în aceeași această prezentare de carte și rugăm pe domnul Petric și Filip Maxim Petric să vină din nou să discute. Să dau cuvântul unui domn care probabil este primul întotdeauna, primul lector al scrierilor Esterei Balan. Așa cel este. Care îi le citește primul, cu care se probabil cu care stă de vorbă, dacă este bine, dacă este mai puțin bine, mai trebuie corectat, mai trebuie adăugat, pentru că și el este poet. Sigur că este vorba de Valentin Balan, căruia îi dau cuvântul pentru a spune câteva lucruri. Valentin, poftim. Stimați invitați, peisajul luxuriant al literaturii pentru copii a fost îmbogățit de Estera Balan cu o nouă specie de fluturi. Specia se numește fluturii zorilor,
trăiește doar în livada noastră de la Deleni, iar fluturii arată așa cum i-a pictat prietenul nostru, artistul plastic Florin Grosu. Constantin Brâncuș, părintele artei moderne, spunea că atunci când am încetat să mai fim copii, am murit de mult. Din această perspectivă, Estera ne invită în universul copiilor. Creația ei constă în 12 poezii și 12 povești în această carte. Nu întâmplător 12, 12 ani de la căsătorie. Așa numărul este. Nu este rodul întâmplării, pentru că 12 sunt lunile anului, 12 sunt semințiile poporului ales, apostolii au fost 12, nu aveam de gând să spun, dar pentru că prietenul nostru George Vidican a spus, sunt într-adevăr 12 ani de la căsătoria noastră. Aceste creații nu sunt strict povești, sunt mai mult legende, pentru că fiecare a pornit de la întâlnirea Esterei cu un trandafir, cu un crin, cu un cais, cu o familie de mierle. Și a fost o încântare pentru mine să privesc cum Estera îmbracă în cuvinte frumos meșteșugite întâlnirea ei cu aceste personaje. Intrând în conținutul acestei piese de bibliofilie, dacă îmi dați voie să o numesc așa, vom înțelege poezia poveștii și povestea poeziei. Apropiindu-ne puțin de teritoriul foarte gingaș al neurolingvisticii, trebuie să admitem că fiecare cuvânt este purtător de energie. Că aceste cuvinte vor germina și înflori în sufletul inocent al copilului. De aceea Estera cântărește și cumpărește foarte bine cuvintele atunci când le așează în texte. Se simte responsabilă moral pentru orientarea pe care o va da micului cititor. De aceea toate personajele ei sunt tonice, pozitive, luminoase. Atunci când scrii pentru oamenii mari, te poți ajuta de niște repere pe care ți le iei din teoria literară, din critica literară. Vrei să fii apropiat de un anumit curent estetic. Dar din toate acestea nimic nu te ajută atunci când scrii pentru un copil. Pentru că acest cititor nu filozofează pe marginea textului. Lui îi place sau nu îi place. Și ca să-i creezi o emoție artistică, trebuie să îi prezinți adevăruri vii. Închei aceste scurte considerații cu citatul foarte cunoscut și invocat mai devreme, care are o totală acoperire în cazul de față. Carte frumoasă, cinste cui te-a scris. Estera, felicitări, sănătate, imaginație și putere de creație. Vă mulțumesc pentru timp și pentru atenție. Mulțumesc, Valentin. Scurt și cuprinzător. Un cel mai frumos discurs pe care îl putea ține un soț și un poet în același timp. Și sigur că trebuie să existe la așa discurs și replică. Încât îi dau cuvântul Esterei Balan să ne spună ce crede că trebuie zis într-o asemenea împrejurare. Da. Stimat auditoriu, dragi prieteni ai acestei cărți care ați acceptat invitația la sărbătoarea ei și a noastră, a celor care iubim copiii și cărțile și care
simțim din când în când nevoia să ne întoarcem în acea lume magică a copilăriei, unde înțelegeam graiul fluturilor, al florilor, al păsărilor, al animalelor. În acele momente de grație, când ne întoarcem în paradisul pierdut, se pot naște povești și poezii îndrăgite de copii, dar și de oamenii mari de orice vârstă. Eu am avut șansa să trăiesc acele momente magice la locuința noastră de vară din satul de Len de Iași. Blaga spunea că veșnicia s-a născut la sat. Poveștile acestei cărți, împreună cu alte scrieri, s-au născut tot la sat, într-o fărâmă de veșnicie. Mulțumesc din suflet celor care mi-au fost sprijin pentru ca această carte să apară într-un format demn de frumusețea și inocența inimilor de copii. A fost minunat să încerc să stau de vorbă cu mâna care a scris totul sub soare. Să-i simt sprijinul. Pentru ea am cea dintâi și cea mai înaltă gratitudine. Rolurile lui Valentin au fost multe și importante. M-a sprijinit mereu în toată geneza cărții și pentru toate îi sunt foarte recunoscătoare. Mulțumesc că domnului director al SC Cotnari, Ioan Matei, pentru generoasa sponsorizare. Mulțumesc domnului director al editurii Tipo Moldova din Iași, pentru că mi-a scos o carte așa cum mi-am dorit-o. Calde și alese mulțumiri adresez artistului vizual Florin Grosu, care prin ilustrațiile cărții a creat câte o cheie magică pentru fiecare poveste și poezie, astfel că micii cititori pot pătrunde în încăperile poveștilor, precum făcea Alice în Țara Minunilor. Am descoperit în el un colaborator fără seamăn, mare om și artist, care a dedicat acestei cărți bună parte din vacanța de vară, pentru a așeza pe paginile ei veritabile nestemate picturale. Din inimă îi mulțumesc. Recunoscătoare îi sunt scriitoarei Liliana Moldovan din Târgu Mureș, care mi-a scris prefața cu inimă de poetă prietenă. Și mulțumesc marelui critic Daniel Cristea Enache, care semnează textul de pe coperta 4, pentru care sunt foarte onorată. Mulțumesc domnului Gheorghe Median că a acceptat să fie moderator al acestei lansări și că ne-a sprijinit de tare multe ori în activități culturale și pentru că împreună cu doamna Gina ne oferă un model de cuplu pe care noi îl privim cu foarte multă iubire, cu admirație. Ei sunt modelul nostru de cuplu și le mulțumesc pentru aceasta. Mulțumesc domnului director al revistei Luceafărul, domnul Ion Istrate, pentru toată implicarea în acest eveniment cu atâta căldură, cu atâta prietenie. Mulțumesc prietenului nostru Tudor Tupiluș, care, cum a spus, a venit de la București pentru acest eveniment și care mi-a înlesnit
înregistrarea poveștilor și poeziilor din carte într-un studio din București, în minunata lectură a actriței Irina Velcescu. Este o bijuterie înregistrarea în studio. Abia aștept să ajungă ascultate poveștile și poeziile de copii. Mulțumesc prietenei noastre de ani mulți, doamna Carmen Moraru, jurnalist și prieten al nostru, cu care am avut multe și foarte frumoase colaborări. Recunoscătoare sunt prietenului nostru, poetul George Vidican, care a venit împreună cu doamna lui, doamna Vasilica, de la Oradea, ca să fie prezenți la această sărbătoare. El a fost și la lansarea primelor noastre volume de poezii, volumul meu Oglinzile Oazei și volumul lui Valentin Peregrin prin Imperiul Esterei. Sunt două volume diferite cu ISBN-uri diferite, prinse într-o carte, în aceeași carte, și formatul se numește Șarpele cu două capete. Mulțumesc, George, pentru efortul tău de a veni și atunci și acum și pentru frumoasele prefețe care le-ai scris la acele două volume de poezii. Și pentru toate sfaturile tale de prieten și de critic, de mentor, mai multe roluri ai avut pentru mine și pentru noi, pentru mine în special. Îți mulțumesc! Muzicienilor noștri dragi, le mulțumesc pentru că ne-au oferit momente pline de emoție artistică, de înălțare sufletească. Apreciez mult toate discursurile frumoase pe care le-ați rostit cu prietenie. Vă mulțumesc pentru că ați venit de departe sau de aproape și mi-ați oferit acest timp prețios. Mulțumesc familiei și prietenilor. Ar trebui sincer să vă pomenesc absolut pe fiecare care sunteți aici, pentru că pe fiecare v-am invitat și în sufletul nostru sunteți atât de important fiecare, încât sincer, absolut nici unul n-ar trebui să lipsească, dar dacă îi numesc pe toți și spun ce simt pentru dumneavoastră, ar dura cam mult. De aceea vreau să generalizez puțin și să spun mulțumesc familiei și prietenilor că sunteți aici, aproape de inima mea, și mulțumesc tuturor pentru că ați avut plăcerea să veniți să împărtășim această sărbătoare a cărții. Vă doresc în continuare să aveți momente frumoase la această serbare. Ea nu s-a sfârșit încă. Urmează un punct important pe care domnul Median, moderatorul, va anunța și doresc să ne apropiem, să comunicăm, să fim ca într-o mare familie, ca între prieteni. Deci, tuturor, fiecăruia în parte, vă mulțumesc! Mulțumim și noi! Este repetat pentru aceste frumoase cuvinte și pentru că această întâlnire se apropie de sfârșit, aș ruga pe domnul Osor Mogoș dacă mai dorește să ne mai cânte o melodie, după care, în numele Esterei și a lui Valentin, vă invităm la un pahar de șampanie de cotnari. Termin fraza, dar revin. Deci vă invităm la un pahar de suc, de apă, de cafea, de vin și tot ce vă doriți. Și acum încă un pic. Până atunci, la momentele astea frumoase, vă rog să-mi permiteți și sper să fiu în asentimentul dumneavoastră să acordăm doamnei Estera Bălan diploma de excelență pentru însemnata contribuție la
zestrea memoriei literare botoșănene. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Strate. Oferim această diplomă. Vă mulțumesc foarte mult. Cum? Așa? Să reținem totuși așa, da? Dinamismul de care a spus domnul profesor de psihologie, pe care îl provocați dumneavoastră. Ați dislocat forțe din Iași, din Suceava, din centrul Transilvaniei. Vedeți ce face iubirea de prieteni? Să ne creați nou acest moment sensibil și frumos. Vă mulțumim mult. Vă mulțumesc pentru tot, domnul Strate. Înainte ca domnul profesor Budoș să ne cânte, îl rog pe domnul Vidican să spună un ultim cuvânt. Deci nu este un cuvânt de mulțumire sau este o surpriză pe care nu știa nimeni, nici măcar soția. Ia să auzim. Deci, pentru cei doi prieteni ai mei, Valentin și Estera, sau Estera și Valentin, câteva poeme din poezia mea de dragoste, care vă va încânta și pe dumneavoastră. Ce drăguț! Iubita mea e parcă nu știu cui, e o născocire a farsor cu ape, e gestul trist al florii de gutui ce naște o farsă aproape din aproape, încredințată flori de salcâmi, mireasă apoi din născociri de ape, iubita mea e parcă nu știu cui, ce naște o farsă aproape din aproape. Poemul meu de debut în literatura română, în revista Familia. Foarte frumos. Urcam între doină și când de caval, în fiecare seară aveam o iubire, pădurea înțepasă o gleznă de deal și iarba curgea în neștire, dar noaptea scăpată în fântână purta un nume feric. Pădurea ținea dealul de mână sau eu nu mai vedeam prin întuneric. Ea nu știa că este până a șoaptei, doar din dorință s-a născut așa, să dezmerda cu dezmerdarea altei ce picura ecou în palma mea. Ea nu știa că ciutura fântânii e lacrima prelinsă dintre stea, să dezmerda cu dezmerdarea unei ce picura e cu un palma mea. Ea nu știa că e stăpâna stelei, doar din dorință s-a născut o stea, să dezmerda cu dezmerdarea celei ce picura e cu un palma mea. Ea nu știa că ciutura fântânii, ea nu știa că a murit virtutea pe o veche lacrimă de catifea, să dezmerda cu dezmerdări atâtea ce picura e cu un palma mea. Ea nu știa că ciutura fântânii e lacrima prelinsă dintr-o stea, să dezmerda cu dezmerdarea unei și picuraie cu un palma mea. Și pentru că totdeauna frumosul trebuie să se termine frumos, acum o să o rog, o să implic pe Estera să însemneze pe cartea care i-am furat-o. Sigur că da, cu mare drag. Și vom face schimburi de autografe. Poftim și Pixul. Bineînțeles, Pixul. Poftim Pixul și tu semnează aici. Iar eu o să semnez pe cartea care o să... Deci, unde? Cam pe aici. Semnat. Acum eu scriu, că o scriu aici. O să scriem și autograf. Mai târziu.
Nu mai așteptați, nu mai așteptați, nu mai așteptați, nu mai așteptați, nu mai așteptați.